George Șerban, pe lângă un avocat de succes, un colecționar de artă care colecționează nu doar artă românească și artă europeană, și stampe japoneze. Cea mai mare colecție cunoscută de până acum din România și din partea aceasta a Europei de Est. Și scoasă la vedere, la plimbare. Și scoasă la vedere, da. Și scoasă la vedere, gratuit pentru public. Da, da. Colecția de stampe japoneze, peste câteva sute bune, ajungem la numărul de 3 zerouri în spate, da, a colecției de stampe japoneze. Și o expoziție în spate grandioasă după un parcurs destul de ascendent, foarte ascendent, așa, cu un motor foarte puternic, o expoziție la Teatrul Național, o expoziție la Muzeul Național Bruckenthal, o expoziție la Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, o expoziție la Castelul Cantacuzino, acum, o expoziție la Muzeul Orașului Oradea în vestul țării, da, și o expoziție la început de ianuarie 2022, imediat după Ziua Națională a Culturii Române, la Muzeul de Artă din Timișoara. George Șerban, cum ai început să colecționezi stampe japoneze? E ceva destul de interesant în România și la orice colecționar să aibă o colecție de stampe japoneze. Nu întâlnești oricând. Acum, am citit mult despre asta și încă din timpul facultății am văzut cărți cu stampe japoneze. Am văzut și stampe, însă n-am cumpărat pe atunci. În centrul vechi al Bucureștiului se găseau. Mai rare, dar se găseau. Nu mi-aduc aminte să le fi văzut într-o stare bună. Probabil de-aia nici nu am cumpărat. Și, mă rog, erau rămate cu rame vechi de lemn. Arătau urât așa. Păreau că au fost ținute la lumină. În sfârșit, foarte important a fost după Revoluție, când am reușit să merg afară și am văzut expozițiile. Știam despre povestea stampelor japoneze, eram foarte interesat și sigur că am reușit să văd câteva importante expoziții în Europa, la British Museum sau în Italia, în Franța. Am reușit să văd destul de timpuriu, să spunem așa, colecția lui Monet, care într-adevăr m-a șocat, pentru că Monet, de exemplu, a cumpărat, are în colecție acum mai sunt vreo 230 de stampe, s-au mai vândut o parte, moștenitorii lui au vândut o parte, dar sunt pe alese, cum se spune, și unele dintre ele au ajuns la niște sume de sute de mii de euro. Deci, nu știu cât de mult a contat promovarea faptului stampei respective, că e în colecția Monet, dar foarte interesant. Ai să vezi în colecția lui aproape 30 de lucrări Utamaro, care e unul dintre cei mai scumpi. Marele Val, de exemplu, care acum a ajuns la 1,6 milioane de dolari la New York, sau tot ce a însemnat Characu, lucrări foarte scumpe, la fel de sute de mii de euro. Mi s-a părut că a avut flair, adică în licitațiile internaționale vezi prețurile, le urmărești, nu le poți plăti, sigur că da, dar le vezi în colecția asta, adică a fost fascinant. Sigur că la un moment dat am zis, chiar mă bat cu nenea ăsta și am început să cumpăr foarte multe, am luat foarte mult și am început cu zona istorică. Într-un fel am cumpărat, hai să spunem așa, și pe teme, dar și de la începutul, de la 1600, când a apărut stampa japoneză, am început să cumpăr. Cert este că m-a interesat foarte mult Teatrul Kabuki, de aceea am și făcut, noi doi am făcut 5 expoziții Teatrul Kabuki și avem cataloge excepționale, chiar ultimul de la Cantacuzino, sunt mândru de el și de expoziție. Și atunci am gândit foarte, ca oportunitate, sigur, la în 2018, am gândit expoziția de la Teatrul Național cu Ion Caramitru, cu regretatul Ion Caramitru. Sigur că de atunci, cumva m-am calificat la locul de muncă, nu te învață nimeni povestea asta, iar muzeul nostru național, care are vreo 1000 de stampe și Academia Română la fel, au făcut foarte puține expoziții și au făcut expoziții normale, simple, să spunem așa, ce facem noi, zona asta în care noi punem istoria stampei japoneze, istoria temei. În toate expozițiile noastre vezi acest fir al istoriei, vezi carte ilustrată, cataloge, adică
carte și muzica și filmul, ea te introduce într-o atmosferă aproape reală a epocii Edo, cum am făcut noi până acum. Așa ce, în România așa ceva nu s-a făcut. Acum trebuie să spunem că în spatele colecției ai avut și ai un consultant foarte bun, să spunem așa, lordul graficii românești, academicianul Mircea Dumitrescu, care a avut un rol important, da, în începerea. El, într-adevăr, mi-a dat acum ceva timp o carte, Shunga, și a zis, bătrâne, cu asta să începi. Și a fost inspirat pentru că, vezi, Shunga e foarte scumpă. Noi am făcut anul acesta la Muzeul Național al Literaturii, am făcut expoziția Great Artists of the World, Celebrity of the World, și am pus și Shunga. Lucrări sunt de sute de mii de euro, nu e glumă. Și nu se găsesc. Adică se găsesc astea comune, sigur că da, de 100, 200 de euro, 300, mă rog. Dar alea scumpe, cărțile de 400 de mii de euro, de 250 de mii de euro pe care noi le-am văzut, avem și noi, Utamaro am pus în expoziție. Deci a fost inspirat, pe de-o parte, pe de altă parte, este foarte pasionat, Mircea Dumitrescu este foarte pasionat de desenul japonez, compoziția japoneză și mare admirator al stampei japoneze. Chiar ții minte la ultima întâlnire noastră, spunea că mereu învață de la ei, dacă se poate spune așa. Dar cum ai spus, ai spart gheața, să spunem așa, în România cu o expoziție grandioasă de stampe japoneze, împreună cu Cosmina Sui la Teatrul Național, da, în 2018. Aia a fost, într-adevăr, o expoziție excepțională și am beneficiat și de spațiul Teatrului Național. Acolo am putut să punem 150 de lucrări, dar am început, dacă ți-aduce aminte că acolo ai venit și ai văzut-o, am început tot așa cu secolul 17. Deci această temă, e foarte importantă temă a stampei japoneze, am făcut-o, am încercat să o facem profesional. În afara lucrărilor au fost acolo printuri, dacă ți-ai minte. Aici în România nu s-au făcut așa ceva, genul ăsta. Holul la mare al Teatrului Național era plin de printuri, Kabuki, Teatre Prins, foarte, foarte serioase, afișe pe... E interesant că e o expoziție într-o colecție privată și dacă ar fi publicitate bună, marketing bun, produse la magazin și la Bruckenthal și la Cantacuzino și la Oradea, film de prezentare, după aceea cataloge de excepție, după aceea am avut diferite lansări, după aceea partea diplomatică care este implicată, ambasada Japoniei la fiecare expoziție, sigur. După aceea partea educativă, copii care au... Am fost ghid în expoziție, eu am fost ghid în expoziție, dar foarte bine ai spus, copii în expoziție la muzeul, că am fost în București, am venit de la liceu de artă și au venit de la facultate profesori, câțiva profesori cu studenții. Catalogele noastre s-au dus acolo unde trebuie, în principal la cadrele didactice care au fost. Foarte mulți artiști au fost, au critici de artă, istorici de artă au fost acolo. Eu am făcut tururi ghidate, să spunem așa, cu fiecare dintre ei, când inclusiv Șușară, Kessler au fost acolo, Doina Mândru, adică cei care contează astăzi în președintele Academiei Române, ambasada Japoniei, Magda Cârneci. Sunt mândru de povestea asta, pentru că, într-adevăr, toată lumea a spus, dom'le, așa ceva n-am văzut. Păi n-ai unde să vezi. În România n-ai avut cum să vezi. Trebuie să spunem că astea costă foarte mult. De acord, sunt trebuie și cheltuieli. Trebuie să spunem că aproape privat am plătit la o sumă enormă, cât aproape 9.000 de euro m-a costat tot ce a însemnat organizarea expoziției. Da, de la rame până la, eu știu, participarea la catalog și așa mai departe. Este interesant că în toată lumea sunt muzee private extraordinare, sunt expoziții din colecții private care arată excepțional. Da. Privatul face niște expoziții și până la urmă este normal ca un om privat care vine cu o colecție sub care apare numele colecția să se bucure de o expoziție realizată într-o manieră foarte profesionistă. Da, noi nu facem, noi nu facem că trebuie, noi nu facem de nevoie, nu facem că avem de îndeplinit un plan, facem de bucuria, de frumusețea artei respective, cum am făcut în toate domeniile, de la gravura europeană, grafica europeană sau chiar arta românească, toate sunt de nivelul ăsta. De la expoziția simplă ca și temă, doar tema Kabuki a stampele japoneze, am realizat apoi o expoziție mare, grandioasă, Celebrity of the Floating World, celebrități în lumea plutitoare, cu o premieră în România, toate temele
unei stampe japoneze. Toate marele teme. 5 au fost așa cum le-am gândit noi și pentru prima dată, într-adevăr, în România, genul ăsta de expoziție și pentru prima dată Shunga. O sală a fost dedicată acestei teme foarte importante și sunt mândru de ce a ieșit catalogul excepțional și cred că Mircea, așa cum am spune, domne, a fost cea mai frumoasă, sediul ăsta a arătat cel mai frumos când a fost expoziția ta acolo. Ei au și prelungit-o, dacă îți aduci aminte, încă vreo lună a stat acolo. Excepțional, sunt foarte mândru de realizarea acestui proiect și iată, acum el este, s-a închis la Brașov, l-au avut Muzeul Brașov, 3 luni, extraordinar a fost și acolo și el urmează la Timișoara. E foarte, sunt instituții importante, nu? Noi avem aici, într-adevăr, zona didactică foarte mult, pentru că toate temele cumva sunt prezentate istoric. Avem și cărți care, mă rog, sigur, le poți consulta probabil cu curatorul acolo, cu ghidul, etc. Asta de fiecare muzeu și-o dirigează, nu? Filmulezul acela care prezintă și muzica Edo e o atmosferă foarte frumoasă, pe de-o parte, te integrezi, te întorci un pic în timp. Adică... Trebuie să spunem că vorbim de această expoziție, Celebrități în lumea plutitoare, stampe japoneze din perioada Edo. Dintr-o perioadă... Din perioada Edo. Este din perioada Edo, sigur că da. Toată. Până la, cuprinsă între 1603-1868, și, sigur, noi avem alt proiect, urmează alt proiect, deocamdată nu-l dezvoltăm aici, e povestea noastră, dar este prima dată, într-adevăr, când un astfel de proiect complex, nici afară n-am prea văzut, să fiu foarte sincer, așa ceva, am văzut pe autor, de exemplu, sau pe teme, e greu să faci o astfel de chestiune. Doi, din privat n-am văzut niciodată. Afară, cum ziceam, cum spuneai, se fac expoziții din stampele aduse din Japonia, în principal din muzee. Sigur că mai sunt prin Franța, mai sunt ceva pe Italia, British Museum, mare slavă Domnului, dar ele nu sunt din zona privată. Adică asta este, într-adevăr, chiar ar trebui să ne mândrim că în România există dimensiunea asta privată a stampei japoneze. Noi acum, la toate expozițiile, mai ales tu ai pus un accent foarte important pe un trecut destul de sumbru, un trecut al unui colecționar care a dorit să-și lase toată colecția satului român. Poate este o reparație, să spunem așa, morală și culturală, că unele dintre aceste expoziții le dedicăm și lui. Noi am dedicat foarte clar și la Muzeul Literaturii, dar și la Cantacuzino, am spus și, dacă ți-aduci aminte, am expus cele 3 cărți scoase de Gheorghe Băgulescu și am vorbit despre povestea lui. Sigur că, din păcate, istoria nu se mai poate întoarce, dar bine ar fi să nu se repete. S-a dorit realizarea unui muzeu de artă orientală și era și proiectul. Ar fi bine să-l trimitem, că există o fotografie a proiectului ăsta, dar arăta foarte bine și ar fi fost să fie pus în Herăstrău. Băgulescu a condiționat, și asta a fost aranjamentul contractual, realizarea acestui donația lui, care însemna 4 vagoane de artă chinezească și japoneză, de realizarea acestui muzeu. Nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai realizat, a fost și perioada de război. El a fost după aceea atașatul nostru, diplomatul nostru în Japonia, a fost și arestat acolo. Dar întorcându-se în Europa, într-adevăr, a găsit o formulă la Menton, a cedat toate, nu știu dacă toate, dar mult, probabil cea mai mare parte din colecția lui. Eu am văzut, de exemplu, acolo 3 lucrări Șaracu. România nu are nici Marele Val, nici Șaracu original, adică lucrările astea foarte scumpe, nu le avem. Că ce am cumpărat, probabil ce s-a cumpărat Oprescu și alții, n-au fost. Iar acum nu le poți cumpăra la sute de mii de euro, e greu să dai pe o stampă sute de mii de euro. Prin urmare, e o pierdere imensă. Da, România a cumpărat ceva de la moștenitorii lui în 1976.
Și s-a și făcut o expoziție atunci. Eu am și prezentat asta pe Facebook, este și un afiș în perioada aceea. Deci ceva s-a cumpărat de la moștenitorului, dar una este să fi primit acele vagoane, da, și alta este să... Acum, celebrității lumea plutitoare, o expoziție cu zeci de stampe japoneze, care începe cam 150, cu o istorie, da, cu istoria stampei japoneze, toate, și apoi cu o perioadă, cu o temă extraordinar de bine punctată, Kabuki, Teatru Kabuki. Da. Ce pot vedea vizitatorii la Teatru Kabuki? Fă-ne așa o scurtă incursiune la Teatrul Kabuki. Noi am avut expoziția, da, Kabuki la Sibiu, la Muzeul Național Bucântal, inclus în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Da, în Marea Expoziție, sigur că am avut o sală specială, avem o sală specială la Teatrul Kabuki și el este prezentat la fel de la începuturi, la 1600 și cu Moronobu, actorii. Este interesant să ai o stampă japoneză de la 1600, da, să cobori până la 1600. Pe de-o parte, deci există tot așa, într-o zonă cronologică, să spunem așa, pe toată perioada Edo și noutate chiar absolută pentru România, asta și nici afară n-am văzut, este povestea celor 47 de ronin, în care de asemenea am dedicat o cameră la Cantacuzino acum și am cu lucrări, cu stampe de Hokusai, Hiroshige și Toyokuni 3, Kunisada. De asemenea, avem acolo și carte ilustrată, tot 47 de ronin, Eisen. E o poveste foarte frumoasă, e cea mai importantă poveste din Teatrul Kabuki, aceasta cu... Sunt și două filme, se pot vedea, unul este din perioada 40 al negru și unul mai recent. E cea mai importantă poveste din zona Japoniei, a Teatrului Kabuki. De aceea am zis toți artiștii au realizat stampe cu Teatrul Kabuki. Prin urmare, o avem acum aici. Am adus chiar și cartea care este scrisă în Statele Unite. Iar este un aspect didactic, să spunem aici, da? Da. Iar apoi de la Teatrul Kabuki intrăm într-o zonă frumoasă a peisajelor, a muntelui Fuji, a Marului Val. Ar trebui să menționăm că, da, într-adevăr, ne-am permis și am pus Red Fuji și Marele Val, ediții secol 20, realizate în Japonia de editura Adachi, dar am pus Hiroshige original, sigur că da, din lucrările 53 de stații către Tokaido, dar ceea ce e foarte important și iar e noutate pentru România, sunt cărțile manga Hokusai, originale puse acolo. Și de asemenea din zona lui de Tokaido Rud. Țin minte că l-am aranjat la Muzeul Literaturii cu Mircea Dumitrescu și era foarte mândru de povestea asta. Pune mâna pe ele în primă. Da, poveste. Da, pentru că chiar este o noutate. Eu n-am văzut aici în România, nici nu știu dacă muzeul are așa ceva, dar n-au fost expuse până acum. Și într-adevăr au constituit și la Muzeul Literaturii un eveniment așa. Ele vor fi expuse și la Timișoara, bineînțeles. Iar din zona peisajelor intrăm într-o zonă frumoasă, a fetelor frumoase, Bijinga. Tema Bijinga e o temă interesantă la stampelor japoneze. Aici, într-adevăr, aici sunt câteva nume foarte importante pe care noi le-am adus, începând cu Utamaro. Și sunt lucrări originale, sunt în format oban, normal, avem și Kakemono și Hashirae. Am pus, să zicem așa, tot ce e mai bun din colecția. Da, și am pus toată această frumusețe pe care artiștii epocii Edo ne-au lăsat-o, să zicem așa, pe de-o parte. Trebuie și aici să vedem că și ele sunt foarte scumpe. De exemplu, Utamaro, știi, s-a vândut cu 700 și ceva de mii de euro. Dar aici facem o paranteză, totuși noi am dat lucrarea asta Utamaro, ediție secol 20, am dat-o cadou la Muzeul de Artă din Brașov și a fost câștigată de o elevă ce ne-am bucurat, țin minte amândoi, extraordinar, la tombolă. Prin urmare, sunt numele grele, Eisan, dar sunt și numele importante din școala Torii, pentru că avem vitrine.
avem vitrină, avem corusai acolo, sunt în vitrină, sunt lucrări cu paspartur. Ele fiind mai mici, ok. Ar trebui să spun că mai toate sunt restaurate, pentru că, sigur, 300 de ani nu mai arată chiar cum trebuie, dar în expoziție arată excepțional, în vitrine la fel, suntem mulțumiți de povestea asta. Iar din zona Fetelor Frumoase trecem într-o zonă 18+, o premieră roșu. În România, da. O zonă roșie, da, Shunga. Tema Shunga este o temă erotică, o temă interesantă a stampelor japoneze, care a dat diferite idei artiștilor europeni. Vorbeai de Monet, dar nu doar Monet. Da. Sunt mulți artiști care s-au inspirat din temele erotice ale stampei japoneze. Eu am văzut la British Museum expoziția asta acum 5, 6, 7 Sex ani. And pleasure. Tare, Sex foarte and pleasure, tare, da. Și noi am adus catalogul aici, da, e un catalog care are 3 kg făcut. Unele așa. Lucrări din colecția ta se pot vedea în catalog. Și au fost acolo sute de mii de oameni vizitatori, da. Sigur că în Japonia a fost puțin mai cenzurată povestea asta cu Shunga, acum au făcut și ei, din câte știu. Noi europeni am preluat-o frumos aici. Și la noi în România multă vreme a fost cenzurată, până când da. Am zis, hai să facem expoziție Shunga și în România. În secolul ăsta nu mai ai voie să mai spui că... Aici noi vorbim despre artă și de mare forță. Sunt titanii aici, Hokusai, și noi avem un scroll, o carte pe Hokusai originală, care a fost restaurată în România, și de asemenea avem Utamaro. Deci avem în total vreo 40 de lucrări originale din perioada Edo, care sunt expuse fie în tablouri, în rame, fie în vitrine, cărți ilustrate, cartea ei sunt excepțională, și mai avem de asemenea și pillow print, care sigur sunt lucrări mai... Sunt tot în zona erotică, sigur că da, erau pentru cadouri, da? Mai sunt, da, mai sunt foarte frumoase. Așezat, ce da. Să... Da, și toate numele importante, toți mari artiști au făcut genul ăsta de artă, dar cel mai important, cred eu, din toată această poveste, e faptul că ele erau totuși în zona educativă, ele făceau parte chiar din dota mireselor, aceste cărți. Ele sunt cărți, nu? Chiar aveam, n-am pus în expoziție, dar am o ilustrație, am o stampă în care un cuplu au lângă ei o carte Shunga deschisă. Deci noi vorbim de 1700, 1600 și ceva, că Moronobu a făcut foarte multe zeci de cărți erotice. Noi vorbim de educația sexuală a tinerilor, a cuplurilor tinere, prin aceste cărți, atunci. De-aia cred că e foarte important. Adică să nu trecem în zona de vulgar, să nu... Nu e așa. Aici... Da, până la urmă e artă. Arta și educația se îmbină bine, după părerea mea. Trebuie să spunem că tu nu te oprești, colecționezi, cumperi. Eu cumpăr tot timpul. Tot timpul, da. Cu telefonul, da, tot timpul. Eu urmăresc și sigur că da, pandemia ne-a blocat un pic, că nu mai poți avea acces direct la o galerie, sau, dar mai apar. S-a subțiat un pic, să zicem, oferta. Mișcarea, să zicem, a lucrărilor e mai mică. Avem o problemă și cu transportul. Eu, de exemplu, în momentul ăsta am două colete pierdute prin vama românească. Unul vine din Japonia, unul din Statele. E mai greu, dar nu cedăm, adică... Și în anul 2022 pregătim o nouă surpriză. Da, în 2022 vom avea 3 expoziții de stampe japoneze în România. Trebuie să spunem că noi ne aflăm de data aceasta, filmăm la început, la mijloc de decembrie, în la deschiderea unei noi galerii de artă, în Carabulea Gallery Transilvania, din Gradios Hotel Ramada, la expoziție permanentă din colecția lui Oprea Carabulea și la un vernisaj Horatiu Mălăile. Deci noi vorbim în 2021 și prezentăm o expoziție de stampe japoneze ce va avea loc la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Da. O primă expoziție de stampe japoneze în Banat. Și e prima acolo. Și în februarie o expoziție din epoca dintr-o altă epocă. Dintr-o altă epocă interesantă. La Bruckenthal. La Bruckenthal dedicată că împăratului. De aici dăm cumva ceasul, da, cam de aici punem ceasul. Așa am discutat. Așadar vom avea încă din primul trimestru vom avea în România 3 expoziții separate de stampe japoneze. Vor fi peste 500 de stampe japoneze din colecția mea, expuse în 3 locuri, la Cantacuzino, la Bruckenthal și la Timișoara. Și deja
am început să o creăm noi și pe a patra. Deci să fie de bun augur. Da, că am avut o discuție cu cineva care vrea să facă. A zis, doamne, aș vrea să fac și eu așa, cu săbii, cu asta, așa, bun, am gândit ideea și deja o să gândim și o să avem și a patra. La anul o să avem și a patra expoziție de stand pe japonez. Perfect, deci încă o dată arătăm faptul că cei care lucrează în România, care fac bani din România, care întrețin câteva familii din afacerea lor, nu fac altceva decât din puținul sau din prea plinul lor să dea înapoi comunității și țării în care locuiesc o parte din marea bogăție artistică. Ești martorul acestor costuri care... Da, și trebuie să spunem lucrul acesta că este un cadou. Sunt în costuri, mod gratuit. Dar... Nu sărăcim din asta. Expoziții gratuite pe care le facem cadou și care până la urmă sunt cărți de vizită. Să nu uităm că atât la București cât și la Bucenta, la Sibiu, la Oradea, la Iași, la Cantacuzino, sunt foarte mulți turiști străini care vin și se rămân uimiți faptul că, iată, pot vedea stampe japoneze în România. Mai trebuie să spunem ceva. Catalogele noastre se donează, nu? Da. Instituțiilor din România și din străinătate, artiștilor, colecționarilor, deci ele sunt într-un circuit, l-aș numi așa de, e gratuit, totul e gratuit, totul e pe costurile noastre, nu? Inclusiv transportul acestora în Statele Unite sau peste tot în lumea asta, dar eu cred că e foarte important să încercăm să punem stampa japoneză de aici, din România, sau să punem, mai bine zis, România, zona asta, în circuitul ăsta mare al stampei japoneze, că e mondial.